în orașe mari, în megapolisuri sau oricum în capitale. În ultima vineri a lunii, la sfârșit de program, oamenii ies în stradă și pedalează în grup ca să revendice loc în trafic, ca să facă mai multă infrastructură pentru transportul alternativ. Și proiectul ăsta de vreo 50 de ani se numește Masa Critică. Se întâmplă și la București și la Chișinău, am pedalat cu Masa Critică și la Lisabona și la Belgrad. Dar iată, vinerea asta m-a prins la pepeni, așa că am decis cu David din Canada să pedalăm și la pepeni. Chiar dacă nu numim Masa Critică, suntem numai noi doi, dar e o pedalare de grup ca să ne simțim liberi și bine. Ceea ce vă sfătuim și pe voi să faceți. Pedalați de plăcere sau pentru sănătate sau în mod practic, ca să vă duceți la muncă, la școală. Pentru că pedalatul e sănătos, ecologic, ieftin și etic. Că nu faci rău altora cu pedalatul.